Un moment trist pentru România, eșecul proiectului România Educată. După 9 ani de președinție a domnului Klaus Werner Iohannis, atât s-a putut. Un pachet de legi care, în loc să îmbunătățească și să ducă școala românească într-o direcție modernă, e mai rău decât ce avem acum. O națiune fără o educație puternică înseamnă o națiune fără un viitor prosper. Tot ce ați construit în anii ăștia de politică merge în direcția contrară.